Bun, următorul subiect, situația de la Rădăuți. Da, situația l-am auzit pe domnul Lorean, primarul în exercițiu, Edilul, cum li se edil, mai asta, zice. primul gospodar și cu Edilul edil. șef al municipiului Niște expresii Rădăuți. proaste. L-am auzit pe domnul Lorean spunând că aia cu Norgazul, situația este foarte complicată Da. acolo. Este o problemă veche asta cu gazul metan. Este o hârială permanentă între primarul Aurel Olărean și șeful de la Serviciul Comunale Nistor Tătar. Acum am înțeles că ar fi dat-o la pace. 60% din producția din gazul metan care se consumă în Rădăuți este trece pe la Serviciul Comunale. Serviciul Comunale e cum e la noi termica, la Suceava, știi? Da. Și ei preiau gazul metan și dau apă caldă și căldură populației. Și primăria se făcea, adică nu vrea să plătească la servicii comunale din cauza acestei chestiuni, râca existentă între primarul Olărean și directorul O Nistor Tătar. chestiune personală, până la Este urmă. o chestiune personală. Domnul Olărean a încercat să schimbe pe domnul Tătar din funcție de foarte multe ori. Și N-a avut susținere în Consiliul Local, n-a reușit. Acum am înțeles că au dat-o la pace, pentru că asta e. Nu știu cu ce l-a încântat pe Nistor Tătar. Dar asta e important. Au fost datorii care s-au acumulat. Adică primăria nu plătea la servicii comunale, servicii comunale nu plătea la Nordgaz, cei care dau gazul. Și Nordgazul mai departe bănuiesc că nu plătea la Amgaz, am care ar trebui gaz, să se cheme Namgaz, că da, am gaz în dacă ai situația gaz. dată. Ok. Și de la această râcă, populația Rădăuțului a mai avut de suferit de-a lungul anului și s-au dat semnale foarte clare de la Nordgaz că va rămâne Rădăuțul fără gaz metan. Bun. Mai este un aspect. Din informațiile mele, Servicii Comunale este în proces cu primăria că nu a plătit. Norgaz a dat în judecată Servicii Comunale că nu i-a plătit și Amgaz a dat pe Nordgaz. Este un lanț. Este un lanț. Al Bun. slăbiciunilor până la urmă, că Al și despre asta e slăbiciunilor și vorba. al nemerniciilor, pentru că Da. nu poți să faci tu exerciții de forță și de orgolii pe spatele De oamenilor. pielea oamenilor care rămân Pe urmă, am în mai frig. înțeles o chestiune, că spunea domnul Olărean, el are ceva de împărțit cu societatea Norgaz, că privații, când au asta, au gândire așa de... Bine, la domnul Olărean nu e de mirare, că el are apucături de prim-secretar, că i-ați privat să ne ducem la stat, că ar cam vrea să-l dea la o parte, să dea la o parte firma Firmă. Norgaz. Bun, dar din informațiile mele, rețeaua de gaz metan este a Norgazului. Ce faci? Bun, ăla și... Bine, nu și strânge rețeaua. N-ai rețeaua, pe unde dai gazul metan? Doar gazul metan nu se duce în pungă de un leu, nici în oboroc în care iei soarele și îl duci în casă. Deci este o problemă. Apoi, societatea Norgaz a notificat primăria încă din data de 19 octombrie, deci ea suntem în 28 28. octombrie, din 19 octombrie a spus că va lăsa Rădăuțul fără gaz metan. Și dintr-o dată s-au trezit ăștia că nu e gaz metan. Păi da, v-ați pupt să omul ăla că nu dă gaz metan, nu? Ce o faceți pe aneștiutorii? Și acum vine Aurel Olărean, suntem în 28 octombrie, da? Și spune că o să caute o soluție să găsească alt operator de gaz. Păi da, iarna. Păi lucrul ăsta trebuia să-l facă în primăvară sau în vară. Deci Da. cum? Ăștia sunt oameni aleși să conducă destinele unor localități. Și acest individ, Aurel Olărean, este primar acolo. Eu când îi aud pe ăștia care sunt primari sau șef de inspectorate școală, bă, nimeni nu are treabă cu nimic. Când el la realizări apar cu pieptul în față, ăla păros și burtoc, cu burta în față și cu fălcile în față și cu ochii dați peste cap de ce șmecheri sunt ei la realizări, și când e o nerealizare, dau vina de pe unul pe altul. Păi bă, băiatul, dar ești primar acolo, trebuia să rezolvi de la începutul. Nu să vină iarna și să-i lași tu pe oameni și lași și spitalul Și fără gaz metan. spitalul, da? Deci ăsta este atentat la sănătatea oamenilor. Deci este o chestiune de siguranță. De siguranță a oamenilor dintr-o localitate. Asta e penal. Da? Și aici trebuie să mai intereseze și alte servicii. Nu poți să-ți bagi, să joci de niște oameni și tu să spui că n-am eu nicio vină, că la acolo, dar tu pentru ce ești plătit acolo? Pentru ce ești ales? Numai să tai pamlii și să umbli cu colacul la Paște și cu Pasca, minune, când a făcut el Pască. El asta a făcut. Dacă alții fac o mare brânză, el a făcut mai mult decât o mare brânză, a făcut o mare Pască. Da? Bine, întâi a făcut o mare brânză pe Da, care a pus-o într-o într-o mare mare pască. pască. Și acum vine senin, bă, dar cu câtă seninătate? Vine senin și spune, păi da, dar acum trebuie să vedem cum facem, că ăștia sunt vinovați. Cum acum? Dar până acum ce ai făcut? Nu e o situație apărută peste Păi noapte. dar nu este o situație știută. Dar oamenii aia ce Și a fac? recunoscut că oricum se mai poate Nu, dar întâmpla. este Consiliul Local, da. Dar pe el îl interesează, nu îl interesează, nu? Și acolo este Consiliul Local. Se ceartă la Rădăuță, la ei ca la nimeni acolo. Înțelegi? Păi dacă nici ăștia din partid de la el nu-l mai vor, pe Aurel Olărean Da? nici partidul nu mai vrea.
Păi el este primar de la PDL și are viceprimar de la PDL și ei doi nu vorbesc. Că din cauza lui Aurel Olărean s-a scindat partidul acolo. Eu luat funcția de șef la PDL acolo, că vin alegeri și te faci de râs dacă ești cu el în față. Cum poți să spui că mergi cu Aurel Olărean să-l susții pe Traian Băsescu? Păi dar cum să ieși cu el în față dacă tu mă lași pe mine fără gaz metan? Și acum l-a tras pe o parte, a zis că nu mai e el șef de la partid, l-a pus pe Vasile Ilie de la Consiliul Județean și că lasă pe el primar care are treabă în administrație. Păi ce treabă are că n-are nicio treabă? Da? Și el merge îndată să ceară votul. Aurel Olărean ce a făcut anul ăsta? A făcut o mare brânză cu o mare pască, da? Și l-a făcut cetățean de onoare pe Traian Băsescu. Deci astea sunt realizările lui într-un an de zile. Și acum merge Aurel Olărean, îți dai seama, să ceară votul la oameni pentru Traian Băsescu la Rădoț. Tu îți dai seama ce servicii face Aurel Olărean? Non-servicii. Ce servicii face lui Traian Băsescu? De servicii. Da, și apropo de asta cu gazul, cu chestiile nerespectate, nu? Cu termene, cu promisiuni. Nu, Adrian, deci cuvântul. Da? Cuvântul pe care și-l dau autorității în fața cetățenilor. Că asta este deranjant când spune... Că vine presa și comentează că tot mă întrebați atâta sau că eu vă spun vouă, nu spui mie Vasile sau Ilie, cum te cheamă, sau Gheorghe. Spui cetățeanului unde ajunge mesajul pe care îl trimiți tu prin intermediul meu. Câte termene nu s-au dat și în municipiul Suceava? Că se termină cu termoficarea, că se termină cu aparece, că se termină cu dracul, că se termină cu lacul, se termină cu astupada găurilor, că se termină cu asfaltatul. Câte termene au fost? Deci câte termene au fost? Păi cine le mai știe? Nu, dar fiecare, deci poate să spună absolut ce vrea fiecare, pentru că întotdeauna vine acel fiecare și spune, păi da, nu-i vina mea. Deci nu e vina mea, nu este vina nimănui. Deci vina este a noastră că trăim aici și că punem întrebări și că avem așteptări și la ei sunt numai realizările. Cu tricolorul în piept, cu colacul în traistă, cu muzica populară în cap și cu... Era să mai spun acum niște prostii că m-am enervat. Da. Și vine Andreea, colega noastră, și spune că la ea a fost ultimul termen 28 octombrie cu apă caldă și încălzire. Un locuitor al cartierului 8-5. Așa, Andreea, și i-a spus Andrei, de acum când vrea termene să vină la mine, că îi dau eu termen. Și le spune exact. Da. Deci ce vezi tu în ziare, ce vedem noi la știri? Ăsta e ultimul termen, 1 octombrie, a fost... 1 august, 15 august, 30 august, 15 septembrie, 30 septembrie, 15... Mă lași, mă, dar nu mai dat atâta. Termine spune că o să se termine, că nu o să se termine. Da? Vă anunțăm noi. Și ți-am zis, i-am zis terminat. Aici, îți aduc aminte, că am spus că ajungem la noiembrie, la jumătatea lui octombrie, că am fost eu prost, am zis eu greșit, înțelegi. Da, și ultimul subiect, da, nu ne mai acordă colegii spațiu. Încheiem aici pe astăzi atât, doamnelor și domnilor, acesta a fost comentariul zilei, numai bine.